Regea din raionul Strășeni, copilul de 4 luni, decedat la o zi după vaccinare, a fost petrecut pe ultimul drum. Tot satul a venit să-i susțină pe soții cibotari care și-au înmormântat singurul copil. Sub ochii părinților sfâșiați de durere, Dumitraș Cibotari a părăsit casa pentru totdeauna. Micuțul a fost deplâns nu doar de rude, dar și de oamenii care nu l-au cunoscut. Tragedia i-a marcat pe toți sătenii. Miezele, copil de 4 luni, soare decât 5. Am cu copil să-l cresc cu greu. E tare greu. Cu doar e tare greu. Sunteți îngrozit așa dumneavoastră. 5 copii am crescut. E ca o floare, e grăsuț. E frumos el. Cum pot el așa de repede să... Cum să salie Dumnezeu așa de repede? Cârbă mare, avem un copil și așa s-a întâmplat, Doamne ferește. Chiar la oricine se întâmplă așa, Doamne ferește. Mă de Dumnezeu la nimeni. Să înțelegi că dureri sufletească asta, nici leacna să aibă. Oamenii cer ca medicul care l-a vaccinat pe copil să fie pedepsit. La noi chiar copilul nu al de mai injecție. Sunt zică să dau copilul la injecție, n-al mai dau. Când am auzit așa ceva. Momentul despărțirii a fost cel mai greu. Sănătății a creat o comisie care investighează cauzele care au dus la decesul bebelușului. Precizăm că micuțul a decedat la 36 de ore după ce i s-a administrat vaccin contra poliomielitei.